Esse era o fácil sotaque, se não vou receber vacina, não me precisa na tese do colete. Vou com proteste, dar mais faculdade de colete, mais fico mais uma terceira com ele. E data asta ne vom juca cu un guri în 1943. Acum continuăm. Ungurii erau naziști și românii. Practic eram ungurii normali ori decât Budapesta. Dar eu am cucerit mai multe chestii, că am mai jucat. Și puteți vedea aici teritoria, mă ne luptăm cu rușii. Cam aici am apus mai multe apărări. M-am extins aici prin să atacăm Rusia, că nu prea am loc pe aici. Aș vrea să construiesc ceva de avioane, dar nu pot, că tot o să am level 3 la asta. Dar asta ce să... Hai să dăm în ăștia. Vezi voi că am și un general. Nu știu dacă e un gol sau ceva. Da. Hai să vedem aici, avem armata noastră unguriașcă. Uite și românii. De germanii, mă rog. Aici am pus aici un general, dar nu e ungur. Toți sunt unguri. Și vreau să fac un zid în România. Să pun că mai multe unități. Și am distrus și mașina, sper. Uite asta, se trage mine. Nu mai are mult. Aș vrea să pun avioane aici, frate. Știam că pot să fac ceva. Hai să punem și de asta anti... aer. Bun. Aici am luat Stalingradul și avansăm. O să pun cât mai multe trupe. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai veți face episoade din, dacă cu seria asta. Și vezi și voi ce s-a întâmplat pe această salvare. Uitați și voi ce dracu e aici. Franța chiar e complet random. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Uitați și voi japonezii. Cred că germanii, cred că naziști chiar ar putea câștiga. Uitați voi cât e Germania. Și toată Anglia e luată, insula. Cred că mai e și pe partea asta. Dar na, momentan am un disavansez. Am luat decât Stalingradul, Donetsk, ăsta e tot din Rusia și orașul ăsta. Și nu pot să avansez spre locul ăsta din Asia. Pentru că să avea nevoie de mai multe avioane să dau, dar nu pot să construiesc, că tu o să ai level 3 sau ceva. Și am level 2 acolo, vezi și voi scris sus. Oricum nu m-am extendit mult. Și a spune aici, aveți și voi, eu în fiecare, de fiecare dată fac chestia asta. Trupii cele mai ieftine le pun așa. Deci acum am. Ca să fac un fel de zid, dar în caz dacă o să întâmple ceva, dar na, momentan e ok. Ca să apăr și România și Ungaria. Plus că dacă pun trupile astea, îmi dă... Vezi și voi la bani cât ce am. Și normal nu e așa. Nu zău când un fel legit, dar na. Acolo sunt și ca au ei nu știu ce bărci. Vreau asta aș vrea să le iau neapărat. Avocare și avion, de la de avion. Da și voi level 3 o să ai. Bun. Azi vedem care e fazuleanca. Am dat și pe speed, full speed, dar nu. Dați. Gain speed. Hai să continuăm aici aventura cu ungurii. Sper că vă place această nilobolanță serie cu... Na, dacă vreți să o continuăm. Da. Ați vedea care e fazuleanca aici cu nilobolanții noștri prieteni români. Cam asta a fost episodul, nu vreau să fac atât de lung. Dacă aveți episoade pe canal, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share și noi desigur ne vom auzi data aviatoare. La revedere și pam pam pam!